Luptătorii secției de la CSM Drobeta continuă șirul succeselor. Nu există competiție organizată la nivel național unde elevii antrenorului Marin Dobrescu să nu ocupe locuri fruntașe. Zilele trecute, șase sportivi de la malul Dunării au participat la campionatele naționale de lupte libere pentru juniori de la Târgu Mureș. Deși au participat la o categorie de vârstă superioară, fetele au impresionat. Am obținut trei medalii de data aceasta. Sportiva Larisu Larisa Nițu, la 72 de kilograme, aur, sportiva Bărbulescu Mihaela, la 59 de kilograme, bronz, iar sportiva uh, Brazu de Nisa, tot un bine meritat bronz. Și acest lucru ne situează pe locul 2 pe cluburile țării. Suntem imediat la câteva puncte după steaua. Reușiți, iată, să fiți în fruntea clasamentului național cu mari cluburi din țară. Este foarte adevărat. De fapt, noi suntem și cei care aprovizionăm clubul Steaua cu sportivi de mare performanță. Asta a făcut diferența între noi și ei. Medaliile și faptul că secția de lupte de la CSM Drobeta este în topul național este o onoare pentru cei de la club. Cam fiecare an secția de lupte aduce rezultate foarte bune la campionatul naționale de la Târgu Mureș. Mă bucură foarte mult. Sunt atât de mulțumit că domnul Dobrescu, după ce a ieșit la pensie, a rămas lângă noi și crește în continuare sportivii valoroși. Mă repet, sunt foarte bucuros. Antrenorul secției de lupte spune că rezultate foarte bune vor fi și în viitor, deoarece este o generație care abia de la anul va fi la capacitate maximă. Maestrul Dobrescu are sportivele sub aripa sa și le pregătește de mai bine de 8 ani de zile. Sportivele noastre s-au comportat în mod de exemplar era un rezultat pe care l-așteptăm de câțiva ani, pentru că la noi s-a făcut schimbul de generații Asta ne însemnând ca spatele să rămână gol. Avem din spate și la copii, avem și la cadeți și uite, acum o să putem la anul să ne prezentăm și la seniori cu sportivi de mare valoare. Campionatele naționale individuale de juniori de la Târgu Mureș au reunit aproape 300 de sportivi juniori din întreaga țară. La întrecere a asistat, printre alții, și președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălab. Următoarea competiție pe care o vor onora luptătorii severineni va fi la sfârșitul săptămânii când va avea loc în Polivalenta Severineană cea de-a șasea ediție a Cupei Drobeta. Șeste strehaia nu se regăsește de trei runde. Trupa lui Dan Șurlău a pierdut și în derbiul rundei cu numărul 19 din Liga 4. Streheenii au cedat cu 4 la 0 în deplasarea avută la ASE Corcova și chiar dacă a rămas în continuare pe locul secund și a micșorat la un punct avansul față de învingătorii din weekend. O altă formație care a speculat acest rezultat a fost Recolta Dânceu care a trecut la scor de tenis de Coșuștea Căzănești. Vicecampioana sezonului trecut a învins cu 6 la 3 și a egalat un clasament pe CS Strehaia. Într-un alt joc, viitorul Cujmir s-a impus cu 4 la 0 în fața celor de la viitorul chimian. Liderul Pandurii Cerneți a atins borna de 50 de puncte după ce a câștigat la masa verde disputa programată împotriva Dunării Gruia și totodată și-a mărit avansul față de locul 2 la 15 lungimi.